Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată pe scurt principalele subiecte ale acestei ediții. RadioGiurgiu.net, un nou post de radio la Giurgiu. Alte 5 miliarde de lei ajutoare de la Consiliul Județean. Îmbrăcăminte, tutun și parfumuri confiscate la frontieră. 21 martie, echinocțiu de primăvară. Răsturnări în clasamentul Ligii a 4-a fotbalistice. De circa două săptămâni, Giurgiu are un nou post de radio online. Azi însă, radiogiurgiu.net a intrat oficial în casele giurgiuvenilor cu motoul Împreună dăm voce orașului nostru. Cu informații proaspete și muzică pentru toate generațiile, radiogiurgiu.net se adresează tuturor giurgiuvenilor, iar la realizarea acestui proiect au contribuit oameni ambițioși și cu suflet mare. RadioGiurgiu.net, dă voce orașului tău. Bună dimineața, Giurgiu, bună dimineața, giurgiuveni. 9 și 19 minute suntem împreună doar aici la RadioGiurgiu.net, unul radio ce dă voce orașului tău. Așa începe emisia cel mai nou post de radio din Giurgiu, RadioGiurgiu.net, un proiect online care azi a ajuns în mod oficial în casele giurgiuvenilor. Proiectul lansat după conceptul giurgiuveanului Dan Alexandru Pinciu și cu ajutorul lui Florian Nicolae, Vera Nicolae, Petre Slăvescu, George Secară și Emanuel David, a prins deja la giurgiuveni, prezenți în fiecare zi în număr mare la întâlnirea cu muzica bună, știrile și subiectele interactive propuse spre dezbatere. Este un vis al meu de mult, îmi doream foarte mult ca Giurgiu să aibă propriul lui post de radio local. Așa cum a existat, pot să spun, Radio Contact, Radio Giurgiu în anii 90, ușor, ușor a devenit un fenomen. Toată lumea asculta acasă, toată lumea își sărba ziua de naștere și petreceau pe muzica celor de la Radio Giurgiu. Apoi a dispărut, pentru că piața media este într-o continuă dezvoltare. A apărut Delfinașul, drag și iubit, l-am apreciat foarte mult. Din păcate a dispărut și el pentru că a fost cumpărat, știm foarte bine, de Kiss FM. Și mulți ani de zile Giurgiu nu a mai avut un post de radio local. Au încercat soții Cimpoierul la un moment dat un radio GiurgiuFM.ro, e adevărat. A mers destul de bine, numai că nu știu motivele pentru care a fost închis și el. Giurgiu are nevoie de un radio. Oriunde în lumea asta te duce, orice oraș, că e mic, că e mare, cu 10.000 sau cu 200.000 de locuitori, are un radio local. Un radio care să le ofere oamenilor informațiile de care au nevoie, muzica ce poate să-i dispună în fiecare dimineață, prânz, seară, și să observe că există cineva care le aduce lumea mai aproape, în casele lor, în urechile lor și chiar în sufletele lor. Pentru că asta încercăm și noi aici la RadioGiurgiu.net, să facem, să le aducem zâmbetul pe buze, pentru că trăim într-o societate destul de tristă, spun eu. Vedem oameni pe stradă care sunt aplecați de problemele zilnice, iar noi, prin muzica noastră, felul nostru de a fi, după cum ați văzut și puțin mai devreme, încercăm să-i bine dispunem cât de mult putem. La RadioGiurgiu.net ziua începe cu matinalul lui Dan, după care continuă cu dezbateri pe teme propuse de moderator, însă nu lipsesc hiturile tuturor timpurilor și voia bună. Inima zi în care a văzut mine niciodată. Este frumos la mine la grețica, aici și acu sartichi și cu țachi țachi. Zorba grecu și sirtachi eurozochis. Bună dimineața, Giurgiu, bună dimineața, giurgiuveni. 9 și 19 minute suntem împreună doar aici la RadioGiurgiu.net, unul radio ce dă voce orașului tău. RadioGiurgiu.net se ghidează după sloganul Împreună dăm voce orașului nostru, așa că în curând giurgiuvenii vor avea parte de emisiuni în direct, știri și multe alte surprize pentru ascultătorii fideli. RadioGiurgiu.net, dă voce orașului tău. Consiliul Județean Giurgiu dă bani în stânga și în dreapta, fără ca sumele respective să mai treacă și pe la comisiile de specialitate. De exemplu, listele uriașe cu ajutoare financiare, una dintre acestea fiind aprobate chiar azi în valoare de peste 5 miliarde de lei vechi.
Nu mai este mult până la încheierea mandatului președintelui Consiliului Județean Giurgiu Vasile Mustățea, drept pentru care acesta se grăbește să onoreze cu bani, cum altfel solicitările de sprijin financiar aduse sub formă de listă, se pare, de la partidul la care tocmai a aderat și de la un partid ai cărui membri sunt de etnie romă. De exemplu, în ședința Consiliului Județean de azi, consilierii au aprobat, cu mici excepții, pe nevăzute, o listă cu 257 de persoane care au primit ajutoare financiare între 1.000 și 4.000 de lei, fără ca respectiva listă să treacă și pe la comisiile de specialitate. Aș vrea să se pună sprijinele financiare separat, persoanele fizice de persoane juridice. Mai ales că în momentul ăsta noi nu prea știm pentru ce dăm sumele acelea persoanelor juridice. Nu au trecut ajutoarele acestea prin nicio comisie și aș vrea să se pună separat. Doamna președinte, citind lista de cele 256 de persoane cinite care s-au acordat sprijin financiar cu comisie între 1.000 și 2.000 de lei, chiar nu imaginam ce coadă a fost la legislatură de punerea de acele dosare. Deci dacă mi-au... M-a scuzat acum vorba. Vă rog, eu vreau să vă dau și răspuns. Nu, lasă-mi dacă vreți. Vă rog, cum să nu, vă dau. Diverse, după caz. Chiar dacă n-ați spus să nu s-a putut trece prin comisie, nu știu motivul, nu vreau să interpretăm spre sfârșit de mandat, unii dintre noi vom mai fi, dumneavoastră, sigur. Sigur ce? Va mai fi. Ca un deci, e ură din partea dumneavoastră să mă atacați, să faceți un atac la fel. Păi noi ne-a făcut plângere penală și am fost chemat în Senatul Nevinovat. Eu nu că am atacat, domnule, s-a hotărât aici în Consiliu să să cer. Lăsați-mă să termin acum, da? Chiar că nu l-ați trecut prin comisii, ăsta n-a nu cunosc o grămadă de persoane de acolo, știu de unde ce zonă avocat și sau de unde zona au județului COVID. Și pot să vă afirm că ați spugat să la campanie electorală. În ceea ce privește persoanele juridice, Asociația Datin, Educație și Cultură Găujane a primit 4.000 de lei, Asociația Romii Giurgiuveni doar împreună vom reuși, condusă de Fierarul Marin, 7.500 de lei, Asociația Creștină Sfântul Stelian din Bolintin Vale, 5.000 de lei, Asociația Partida Romilor Pro Europa, condusă de jurnalistul Mihăiță Grigore, a primit 13.500 de lei, Biserica Baptistă din Giurgiu, 47.500 de lei, Parohia Sfântul Gheorghe, 41.000 de lei, Parohia Zmârd, 50.000 de lei, Parohia Falaștoaca 15.000 de lei și Școala numărul 4 din Giurgiu 5.000 de lei. Per total, ajutoarele financiare acordate azi au depășit suma de 5 miliarde de lei. În ciuda faptului că sunt prinși în încercarea lor de a introduce ilegal în țară tot felul de bunuri, cetățeni sosiți în punctul de trecere al frontierei Giurgiu nu pot rezista ispitelor. Și de data aceasta, polițiștii Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au fost nevoiți să rețină în vederea cercetărilor cantități apreciabile de tutun, îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumuri. Pe parcursul sfârșitului de săptămână trecut, lucrătorii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au avut de-a face din nou cu încercări de introducere ilegală de bunuri în țară. Asupra unui șofer român de camion s-au găsit, fără documente de proveniență, mai multe kilograme de tutun vrac și un număr important de pachete de țigări. Se întâmpla pe 19 martie către ora 22. Polițiștii de frontieră giurgiuveni au descoperit pe sensul de intrare în țară cu ocazia controlului amănunțit efectuat asupra unui autocamion încărcat cu ambalaje metalice, în partea din spate a acestuia, pe șasiu, 15 kg de tutun vrac prelucrat și 4 cutii de țigarete cu câte 200 de țigări fiecare. Șoferul autocamionului, un cetățean român, nu deținea documente de proveniență pentru produsele descoperite. În aceea zi, însă dimineața, asupra unui cetățean turc, șofer al unui autocar, s-au găsit 100 de tricouri inscripționate cu numele unor firme cunoscute, susceptibile de a fi contrafăcute. Duminică 20 martie, la controlul altor două autocare, polițiștii de frontieră giurgiuveni au mai descoperit fără forme legale mai mult de 750 de flacoane de parfum și peste 450 de perechi de încălțăminte inscripționate cu numele unor firme cunoscute și de asemenea susceptibile de a fi contrafăcute. Asupra altui turc șofer de autocar se descoperau pe 18 martie aproximativ 150 de perechi de încălțăminte și circa 260 de flacoane cu parfum tot cu nume de firme cunoscute și de asemenea susceptibile de a fi contrafăcute. În toate cele 5 cazuri, bunurile, în valoare totală de aproximativ 220.000 de lei, dacă ar fi fost originale, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar polițiștii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată și de ținere în afara întrepozitului fiscal de produse accesabile supuse marcării.
Dacă din punct de vedere calendaristic primăvara a început pe 1 martie, astronomic vorbind, ea începe astăzi când marcăm echinocțiul de primăvară. Astfel, de la această dată vom avea zile din ce în ce mai lungi și nopți din ce în ce mai scurte. Tot de echinocțiul de primăvară sunt legate și unele obiceiuri și tradiții. De la 21 martie, adică de la echinocțiul de primăvară, durata zilei va fi în continuă creștere, iar cea a nopții în scădere până la data de 21 iunie, când va avea loc solstițiul de vară. Altfel spus, primăvara începe din punct de vedere astronomic odată cu echinocțiul de primăvară și durează aproximativ 92 de zile. Este totodată și momentul în care ziua este egală cu noaptea în orice loc de pe pământ, dar marchează, potrivit tradițiilor, începerea noului an agrar. Iar ca să îți meargă bine în această zi, este necesar să nu te cerți cu nimeni și să nu te superi, pentru că vei strica armonia adusă de energiile unite ale zilei și nopții. Astrologii spun că momentul în care ziua devine egală cu noaptea simbolizează o stare de armonie, o stare de transformare profundă, atât a naturii exterioare, cât și o transformare benefică a naturii noastre umane. În perioada echinocțiului de primăvară, totul se trezește la viață, tinde să iasă la suprafață și să se bucure de energiile profunde ale primăverii. Nu în ultimul rând, echinocțiul de primăvară are influență și în ceea ce privește stabilirea datei când cade Paștele. Conform tradiției creștine, Paștele este serbat întotdeauna în prima duminică după prima lună plină de după echinocțiu. Depunerea candidaturilor pentru funcția de primar nu este definitivată, chiar dacă PSD-ul se laudă că are deja documentele pregătite pentru toate localitățile. Copreședintele PNL Giurgiu Dumitru Beianu a explicat că dosarele candidaților trebuie depuse de către aceștia și nu de către un partid. Dumitru Beianu a declarat că mulți dintre primarii despre care PSD a anunțat că vor fi candidați ai acestui partid au fost obligați la această decizie. De altfel, cei mai mulți dintre primarii respectivi sunt dintre cei care au plecat de la PNL odată cu apariția Ordonanței 55. Referitor la ce se întâmplă acum și de acum înainte până la alegeri, eu sunt convins că gestul domniei sale va da de gândit și altor primari. Sunt destui pe care eu îi apreciez sincer și care cred că au fost obligați în diferite momente și cu diferite argumente să plece de la PNL, să rămână la PSD și să completeze acele documentații pentru candidatură. Copreședintele PNL Giurgiu a arătat că, potrivit legii, dosarele pentru candidaturi sunt depuse de către candidați și nu de către partide. Există o lege 115, îi anunț eu pe primarii care încă se mai gândesc la partidul la care să rămână și să, pentru care să participe la alegeri, care la articolul 52 spune în mod clar că în mod personal primarul, candidatul, pardon, merge și depune dosarul de candidatură și la biroul electoral de circumscripție și după aceea la tribunal. Așadar, toate aceste vrafuri de dosare de candidatură pe care PSD le-a strâns de la 50 de primari sau cât spuneau dumnealor, reprezintă un demers care poate să fie considerat ca având valoare de intimidare. În conferința de presă de vinerea trecută, primarul comunei Adunații Copăceni, Ion Tache, a anunțat că revine în PNL. El a spus că mai sunt și alți primari care sunt dispuși să revină la rândul lor în cadrul formațiunii liberale. Actor, producător, regizor și muzician din Marea Britanie, Gary Oldman s-a născut pe 21 martie 1958 în New Cross, Londra. Cariera sa actoricească a început în 1979, iar Oldman este în special cunoscut pentru interpretarea rolurilor negative. Actorul a fost descris drept cel mai bun actor britanic de film al generației sale.
Gary Oldman este actorul britanic remarcat la jumătatea anilor 80, adică la câțiva ani de la debutul în carieră, care debut și îl făcea în 1979 la doar 21 de ani. Văzut ca un actor divers care a avut drept modele alte personalități ale genului, Oldman a devenit cunoscut publicului, în special pentru interpretarea personajelor negative de o moralitate îndoielnică. Mai târziu a început să scrie scenarii, să regizeze și să producă filme, Neil by Mouse fiind, de exemplu, filmul al cărui scenariu a fost scris de britanic. Revenind la filmele în care actorul, născut la 21 martie 1958, a jucat, să mai amintim JFK, Dracula, Prietenii tăi, Al cincilea element, Îngeri de căzuți sau seria Harry Potter. Gary, care a primit roluri la Hollywood, este astăzi văzut de exigenții critici de specialitate precum cel mai bun actor de film al generației sale și tot britanicul apare pe scenă în diferite spectacole muzicale sau este invitatul unor posturi de radio pentru că Oldman este recunoscut și ca muzician. După chitară, alt instrument pe care îl folosește, omul de referință al generației sale de actori în Marea Britanie este cel numit ukulele. Rămâneți cu TV Giurgiu, urmează rubricile Sport, Meteo și o ediție specială. Astra Giurgiu a învins în etapa a treia din play-off pe ASEA Târgu Mureș după un meci de mare spectacol și și-a păstrat locul 1 în topul campionatului Ligii 1 fotbalistice. Partida de la Giurgiu a fost una dintre cele mai frumoase pe care elevii lui Șumudică le-a făcut pe Marina Anastasovici după ce au întâlnit o echipă valoroasă care a optat ca și giurgiuvenii pentru un fotbal deschis. A fost un joc antrenant cu acțiuni la ambele porți. Cred că a fost pe alocuri plăcut, spectaculos, dacă exceptăm unele inexactități sau greșeli sau stângăcii. În ciuda faptului că nicio echipă nu pică, vedeți că toată lumea își dorește victoria și sunt meciurile disputate. Aș zice că a fost un joc plăcut. Din păcate, pierdut de către noi. Așadar, faze de mare spectacol la ambele porți, spre satisfacția suporterilor giurgiuveni, care și-au susținut cu încredere echipa, cu Alibec și Teixeira în formă și cu o bară transversală de mare efect după un șut al lui Boldrin în minutul 34. Boldrin, bară! Zgudie transversala, Rick Boldrin. Super meciul în aceste momente. Prima repriză se termină la egalitate și unicul gol al partidei a venit în minutul 50. Un gol de efect în trei timpi, degajarea lui Silviu Lung Junior, pasa de mare clasă din prima, către Teixeira semnată Denis Alibec, cursa acestuia cu adversarul pe el, sud la colțul scurt și gol. Alibec, extraordinar serviciu pentru Teixeira, Teixeira levită pe Mureșan, Teixeira, gol! Gol! Și o întrebare, de ce nu este la echipa națională Denis Alibec? Ce fotbalist! Gol Teixeira cu a treia reușită la Astra și giurgiuvenii și-au luat revanșa după ce au pierdut ambele meciuri cu ASEA din sezonul regulat, 1-5 acasă și 1-3 în deplasare. O victorie care menține Astra pe primul loc în cursa pentru câștigarea primului titlu de campioană.
Partida cu ASEA Târgu Mureș a fost una specială pentru Marius Ciumudică, o partidă prin care a bifat cea de-a 150-a prezență pe banca tehnică a unei echipe din Liga 1. Victoria în fața ardelenilor și mai ales jocul deschis și spectaculos l-au mulțumit pe tehnician, care de bucurie le-a dat 3 zile libere băieților. Am întâlnit o echipă care a jucat un fotbal deschis, o echipă care cred că a contribuit din plin la acest spectacol. Am jucat de la o poartă la alta, cu ocazii mari și pentru ei și pentru noi. Mă bucur că și eu au avut ocazii, chiar dacă nu este normal să spun lucrul ăsta, dar a demonstrat că Silviu Lung este un portar care poate face parte din echipa națională. Le-am promis că le voi da 3 zile libere dacă astăzi vor câștiga. Asta e prima. Le-am promis că le dau 3 zile libere până marți, ceea ce nu știu cine face în perioada asta, dar eu am o relație specială cu jucătorii mei. Ciumudică s-a arătat supărat că Denis Alibec nu a fost convocat la meciurile naționalei cu Lituania și Spania. Am să mulțumim pentru Găman, care a făcut la fel un meci foarte bun și crește de la zi la zi. Teixeira, Alibec nu mai spun că este, cum a zis și Hagi, cel mai bun atacant din țară, dar spre surprinderea mea n-a fost convocat la echipa națională. Un jucător care astăzi a avut atâtea ocazii, a avut penalti în prima repriză, clar, în acum două etape cu Viitorul marchează un gol senzațional de vârf de atac, sunt aduși alți jucători care probabil nu traversează cea mai bună perioadă în momentul de față, dar asta este problema selecționerului și mă doare atâta timp cât eu îi pregătesc zi de zi și consider că am fost onest, am fost un tip franc, un tip care am renunțat la acești jucători în perioada de pregătire de iarnă, iar astăzi văd că li se întoarce spatele. Sper că Alibec să treacă bine peste perioada asta. Nu mi-a fost greu să-l aduc cu picioarele pe pământ. După ce cu o săptămână în urmă Ciumudică era supărat că giurgiuvenii nu vin la stadion să încurajeze echipa, după partida cu ardelenii, tehnicianul giurgiuvean și-a schimbat părerea. Mai mulțumit de spectatorii giurgiuveni seara asta? Altă atitudine înseamnă că n-a mers astăzi probabil doar la Viermuș și nu erau pregătiți. Cred că au fost alături de noi, așa că am simțit niște miros de râmă și de solzi și au fost lângă noi. Eu îi felicit pentru modul cum s-au comportat astăzi, au venit chiar în număr destul de mare și au fost alături de noi. Le mulțumesc și sper ca pe zi ce trece și etapă ce vine să vină cât mai mulți alături de noi, fiindcă avem nevoie de sprijin. Suntem singuri împotriva tuturor. Ciumudică a mai vorbit despre posibilele prietenii în fotbal, despre lupta pentru câștigarea campionatului. A făcut referire și la ținuta sa vestimentară intimă, cu care el se prezintă la antrenamente și meciuri, dar a vorbit în premieră și despre posibilul transfer la vară a fostului internațional Adrian Mutu la Astra Giurgiu. Surpriză mare în etapa 16-a din Liga 4-a fotbalistică în Seria Sud, unde echipele de pe locurile 2 și 3 au făcut schimb între ele după partida directă. Este vorba despre victoria acasă a formației Arsenal Malu, care a reușit să se impună la limită în fața rivalei de la Unirea Izvoarele, scor final 1-0, după o partidă în care oaspeții au acuzat grave erori de arbitraj, iar un suporter mălurean a avut de-a face cu jandarmii după ce l-a lovit pe capitanul oaspeților după finalul partidei. Greu, foarte greu, ca toate meciurile împotriva celor de la Izvoarele, un meci de cuțit, un meci palpitant, cu ocazii, un meci frumos. Da, 1-0, am mai avut încă câteva ocazii, cred că suntem câștigătorii de drept al acestui meci. Despre arbitraj, cum vedeți voi arbitrajul? Din punctul meu de vedere, un arbitraj bun și cu câteva scăpări, toți greșim, dar am spus la începutul campionatului că nu vreau să mai discut despre arbitraj și rămân așa. A fost un meci, nu știu dacă a fost foarte echilibrat, eu zic că noi am avut mai multe ocazii ca ei. Au avut un singur șut pe poartă, a ieșit gol, așa e în fotbal, când le ai și nu le bagi. Eu zic că au fost și ajutați de, așa zis, și arbitrii de la București. Părerea mea că au fost ajutați, am avut două penalturi clare, dar nu mai dăm vina pe nimic, am fost la mâna noastră, puteam să trecem pe doi, să rămânem pe doi. După meci am văzut că cineva te-a lovit acolo, un scandal. Ce să pot să zic, un om sub influența alcoolului care în loc să vină să vadă un meci, că eu zic că a fost un meci frumos, să vină să stea să-și vadă de treaba dânsului, a venit să mă scuipe, ce să ne punem la mintea lor, noi suntem profesioniști și mergem înainte. O altă surpriză a acestei etape a venit de la Valea Dragului, unde echipa locală a reușit un egal valoros în fața liderului Dunărea Giurgiu. Iată în continuare toate rezultatele etapei.
După această etapă, a 16-a din campionat, Dunărea Giurgiu rămâne pe primul loc la 4 puncte de Arsenal Malum și la 5 puncte de Unirea Izvoarele. Însă derbiul etapei viitoare se va juca la Izvoarele cu Dunărea în deplasare. Marți, valorile termice diurne vor marca o scădere în regiunile vestice, sudice și sud-estice, iar în nord și nord-est vor crește ușor. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 grade în vest, nord-vest, dar și în sud-vest și 14 grade în Moldova, Muntenia și Dobrogea. La Giurgiu, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploa. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade. În județul Giurgiu se vor înregistra 12 grade la Bolintin Vale, Mihăilești, Ghimpați, Izvoarele, Hotarele și Comana și 13 grade Celsius la Giurgiu. Viteza vântului va atinge 7 km pe oră din direcție nord, în timp ce presiunea atmosferică va înregistra 761 de mm coloană de mercur. Umiditatea în aer va fi de 91%, în timp ce cotele apelor Dunării se află în scădere cu 45 până la 55 de centimetri, cota probabilă estimată fiind de 496 de centimetri. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate cele bune!